Reprezentativa Under 21 a României va disputa pe 13 și 17 noiembrie două noi jocuri importante de fotbal în campania de calificare la campionatul european din 2017. Pentru prima partidă, cea susținută la Giurgiu pe Marina Nastasovici, pe 13 noiembrie, începând cu ora 19:45, oaspeții noștri care alcătuiesc echipa daneză au efectuat deja un prim antrenament în jurul prânzului. Pe parcursul acestuia, oficialii danezi au permis pentru 15 minute accesul presei la antrenament. Well, to be honest, we expect a very difficult game tomorrow. We know that that we will meet a very strong team, especially the wingers, the striker. We know they have a high level, so we think it will be a difficult game. Pentru susținerea jucătorilor naționalei noastre, câți mai mulți giurgiuveni sunt așteptați pe cochetul stadion mâine seară. Pe 17 noiembrie, tricolorii antrenați de Cristian Dulca vor evolua împotriva Țării Galilor în partida programată cu începere de la ora 20.